Pe pagina sa de Facebook, europarlamentarul PNL Dan Motreanu a comunicat că vor fi discutate în cadrul Comisiei Europene o serie de măsuri menite să protejeze fermierii români. Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a anunțat că fermierii nu vor mai fi obligați să păstreze o parte din terenul arabil sub formă de pârloagă. Fermierii nu vor mai avea obligația de a păstra o parte din terenul arabil sub formă de pârloagă, vor putea înlocui rotația culturilor cu diversificarea lor, fermele mici vor fi scutite de controle și sancțiuni. Propunerea Comisiei Europene de revizuire a politicii agricole comune a fost aprobată de Consiliul Agricultură și Pescuit. Vom discuta aceste propuneri în Parlamentul European și voi susține interesele fermierilor români. În calitate de europarlamentar, am solicitat în mod repetat Comisiei Europene măsuri pentru sprijinirea producătorilor români de cereale. A scris Dan Motreanu pe pagina sa de Facebook. Fermierii români vor fi scutiți de controle în anumite cazuri. Totodată, europarlamentarul a detaliat o parte din schimbările de care ar putea beneficia fermierii români. Noile reguli vizează scutirea fermelor mai mici de 10 hectare, de controle și sancțiuni legate de respectarea cerințelor de condiționalitate. 90% din fermele din România au suprafața mai mică de 5 hectare. În cazul GAEC, 8 fermierii nu vor mai fi obligați să rezerve o parte a terenului arabil pentru zone neproductive, cum ar fi terenurile în pârloagă. Pentru a avea acces la fondurile PAC, ei vor trebui să mențină caracteristicile peisajului. Vor fi încurajați pe bază de voluntariat să păstreze terenurile necultivate sau să creeze noi structuri peisagistice prin intermediul ecosistemelor. Dacă vor proceda în acest fel, vor primi un suport financiar prin intermediul unor ecoscheme. Statele Uniunii Europene vor avea o flexibilitate mai mare atunci când definesc perioadele sensibile. Rotația culturilor va rămâne principala practică, dar statele membre vor putea utiliza diversificarea culturilor ca alternativă în funcție de condițiile cărora trebuie să le facă față și dacă țara lor decide să includă diversificarea culturilor în planurile strategice. Flexibilitatea le va permite fermierilor afectați de secetă sau de precipitații excesive să se conformeze mai ușor cu cerința din GAEC 7. În ceea ce privește acoperirea solului în perioadele sensibile, statele Uniunii Europene vor avea o flexibilitate mai mare atunci când definesc perioadele sensibile și practicile permise pentru a realiza această cerință în funcție de condițiile naționale. A mai scris Dan Motreanu pe pagina de Facebook.